Bună dimineața, este marți, ora 9:30, mă duc la Andreea la unghii. Așa arată unghiuțele mele acum. Bine, cealaltă mână, la mâna dreaptă, am vreo 2-3 unghiuțe care s-au rupt, dar la mâna stângă arată ceva mai bine. După care vreau să mergem să facem și niște cumpărături, așa că începem un nou daily vlog și vă iau cu mine pe tot parcursul zilei de azi. Vedem cum o să fie. Avem 20 de grade deja la 9:30, deci se anunță că este o zi călduroasă cu soare. Deja vine vara, nu se mai simte, nu se mai simte că e primăvară, deja este vară. Vă doresc o zi minunată și hai să vedem cum decurge ziua de astăzi. Am fost la unghii, mi le-am făcut, iar acum am venit în Carrefour să facem cumpărături, am lista aici. Băieții s-au dus să plătească o factură și facem cumpărături aici, apoi mergem puțin și până la Lidl. Mergem să cumpărăm de pe listă. I-am luat un pistol cu apă lui Filip, care nu prea se simte foarte bine. Se simte puțin rău. De la unghiuțe, de la cumpărături, l-am pus pe Filip la somn, doar că m-am gândit să filmez un clip special de cumpărături, pentru că sunt mai multe decât de obicei, și să filmez un clip separat, să pun și prețurile, le-am pus acolo pe toate pe masă, dar nu le voi pune în acest vlog. În acest vlog poate voi face curățenie cu voi în frigider, pentru că trebuie să fac curățenie ca să pot să-mi pun toate cele. Trebuia să fac aseară, dar aseară Filip s-a simțit puțin cam rău și am stat cu el în pat, mi-a fost frică să nu vomit, îmi spunea că-i vine să vomit, așa că nu am mai făcut curățenie la bucătărie și acum este cam dezordine, dar după ce trezește Filip, vedem de ce mă apuc, că vreau să fac și curățenie, mai vreau să ies și pe afară. Am ajuns acasă, așa sunt unghiuțele, bineînțeles că nu mi-a făcut nimic extraordinar. Mă gândeam data viitoare când o fi să merg, am vorbit cu Andreea, să-mi fac construcție și să mi le fac mai lunguțe, dar de data aceasta arată așa, mi-am făcut un roz, aici am ceva sclipici, cred că o să învârt camera să vi le arăt, dar așa arată ele per total. Sunt foarte drăguțe, finuțe și mi le fac de obicei rotunde, dar când îmi fac un french, îmi place să mi le fac pătrate. Mi se pare că frenciul arată mai bine pe o unghiuță pătrată. Mi le-am făcut așa. Haideți să filmez clipul de cumpărături și cu voi mă văd puțin tel mai târzișor. Să vedem și ce mâncăm astăzi, ce gătesc, ce pregătesc de mâncare. Vreau să pun să-mi fac un sandwich ceva, să mănânc. Am filmat cumpărăturile. Le vedeți voi pe toate în holul separat. Dar acum, până ce mă apuc să strâng de aici, vreau să-mi fac ceva să mănânc. Este 3 și eu astăzi am mâncat o bucățică de pizza de la Filip. Voiam să vă arăt că am luat de la Lidl capsule cu vanilie. Mă duc acum să-mi fac. Sunt super entuziasmată. Sper să aibă gust bun. E prima dată când găsesc la Lidl capsule de cafea compatibile cu un espresso, cu o aromă. Să nu fie simple. Tare entuziasmată sunt. O să vă spun și pe Instagram. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, intrați și mă urmăriți acolo, sunt mult mai activă. Acolo postez în general ceea ce facem în fiecare zi. Dacă cumva filmez să vedeți în vloguri asta, o să apar undeva la peste 3-4 zile în vlog, iar pe Instagram vedeți în timp real, ca să zic așa. Așa că vă aștept acolo. Aici sunt și unghiuțele, cred că le vedeți acum mai bine, că mi-am dat seama că trebuie să vi le arăt așa. Eu zic că sunt foarte finuțe și frumoase. Gata, îmi fac ceva să mănânc
și mă apuc să fac curățenie în frigider ca să-mi pun cumpărăturile la loc. Ia uitați-vă ce am aici. Mi s-a trezit acum Filip, iar eu îmi fac cafea și vreau să testez să văd cum sunt aceste capsule cu aromă de vanilie. De simțit, să știți că se simte miros de vanilie. Chiar se simte gust de vanilie în cafea. Am pus puțin lapte pentru că voiam să nu se schimbe gustul, ca să văd dacă se simte gustul de vanilie și se simte, într-adevăr. Trebuie să mai pun lapte, că eu nu o beau așa, este amară și nu-mi place doar așa. Am scos un pic puiul afară, chiar dacă nu se simte prea bine, are un pic de febră iar. I-am luat pistolul. Să vedem acolo. Da, mami! Ce-au crescut roșiile de ultima dată când am fost aici. Ia uitați-le cât s-au făcut. Și aici castraveții. Castraveți, ăsta e încărcat, e incredibil așa ceva. Vai, ce mulți sunt! Castraveți. Uite ce mulți sunt. Până la roșii mai durează, până ce o să avem. Dar la castraveți este ăștia, e incredibil. Cât sunt? Cât sunt? Filip nu se simte prea bine, am venit înapoi în casă, e răcoare, e bine în casă, afară e cald, foarte, foarte cald. Și stăm aici în căsuță la răcorică, eu mă duc să mă apuc de făcut curățenie și Filip i-am pus desene. Am făcut mămăliguță, am câteva cartofi pe care i-am tăiat felii și am prăjit. Dar mi-am pus doar câțiva. Pieptul de pui l-am pus în tigaie cu puțin ulei de măsline, cu apă, sare, piper. L-am lăsat să scadă apa și am lăsat pieptul de pui să se rumenească, după care am pus o cutiuță de smântână dintre aceia de gătit de la Lidl. Am mai pus sare, piper pentru că am simțit că mai este nevoie. Și cam așa arată cina din această seară. Mănânc și apoi mă duc în grădină să-mi ud. Să-mi ud ce am de udat acolo, să mai mă ocup puțin să ud gazonul. Cam asta ar fi ultima mea masă pe ziua de astăzi. Am ieșit să mergem să udăm. Filip e cu pistolul cu apă, ne-am îmbrăcat pentru că se lasă deja rece. Ce să vă mai arăt? Eu nu știu, eu vlogurile acestea le filmez, dar
Durează câteva zile până ce ajung la voi și până ce ajung la voi, la noi deja se schimbă lucrurile. Aici avem ridichile, iar acolo avem salată și căpșunelele și morcovii. Știu, trebuie să mă bag să răresc, știu asta. Hai să udăm până una alta, Filip. Dar sunt tare mândră de ce mi-a ieșit aici în grădină mie, în grădină. Aici suntem în fața casei, nu suntem în spate, în grădină, dar avem și acolo ieșite. Nici că am ce să fac. Nu am ce să fac eu. Cât timp ud aici cu Filip, eu nu am ce să fac. El udă. Eu doar stau și mă relaxez. Ce frumos e afară, da. Și frunzele de la nuci s-au făcut atât de mari. Vreau să spun super, super sincer că pentru mine toată treaba aceasta cu grădinăritul e terapie, fără să exagerez. Am primit niște comentarii, așa, dar unul dintre comentariile primite a fost că deja o dăm în țărănisme și că contentul meu începe să fie prea de la țară. Bine, a fost formulat urât, a fost formulat jignitor, pentru că persoana care mi-a scris acel comentariu a încercat să mă rănească, dar nu reușesc să mă rănească pentru că eu sunt super fericită. Eu sunt super fericită, sunt super împlinită, spun cu mâna pe inimă că pentru mine toată, pentru mine viața la țară este terapie. Cred că e suficient dacă spun atât. Sunt mai liniștită, sunt mai fericită, cel puțin în perioada aceasta am cu ce să-mi ocup timpul. Uite, bună ziua! Bună ziua! Nu am cum să fiu... plictisită, nu am timp, nu am să fiu plictisită, să fiu depresivă, pentru că abia aștept dimineața când mă trezesc să merg în grădină, să văd ce mi-a mai ieșit. Mă bucur de fiecare chestie, de fiecare bruiană care ies în grădină, mă bucur tare mult și pur și simplu e terapie pentru mine toată treaba aceasta. Luați-o cum vreți voi. Nu toată lumea este făcută să locuiască la țară, nu toată lumea este obligată să iubească viața la țară, dar aceasta este viața mea, iar eu mi-o prezint aici exact așa cum este ea. Și credeți-mă că spun super, super sincer că am o viață foarte frumoasă, împlinită, liniștită. Sunt foarte mulțumită de ceea ce se întâmplă în viața mea în momentul de față. Așa că, indiferent ce ar spune unii sau alții, eu tot fericită sunt și tot împlinită sunt cu alegerile pe care le-am făcut. Ce poate să fie mai frumos? Să te trezești în fiecare dimineață, să ieși în grădină, să vezi ce ți-a mai ieșit, să vezi așa, fiecare plântuță, fiecare sămânță pe care tu ai pus. Filip este și el super încântat de tot ce se întâmplă. Uitați-l cât este de implicat. Ne dorim tare mult, cel puțin eu îmi doresc tare mult și niște găini. Să mă trezesc dimineața să le dau să mănânce. Are mult mai multe activități, face mult mai multe lucruri, este mult mai... Părerea mea că își trăiește copilăria mult mai frumos, toată ziua pe afară, aleargă, se joacă cu animăluțele, este și el la fel de încântat ca și mine, vine și zice, mami, hai să vedem ce legume mi-au mai ieșit în grădină. E foarte atras de tot ceea ce sunt eu atras, am observat. Mă uitam aici, câte flori mi-au ieșit aici și a început să mi se formeze deja căpșunelele, uite! Aici avem o căpșunică, aici sunt foarte mulți bobocei. Uite! Vezi? Căpșunica! Bunicii lui Rareș au puișori. Am mers și am văzut ieri, dar astăzi nu i-am mai prins pe afară. Filip e super încântat, super fericit. Vă dați seama ce activități interesante are el.
Da, terminăm de undat aici și apoi mergem să vedem care-i treaba în spate, că am dat drumul la... Am pornit furtunul acolo să ude. Vreau să vă arăt și cireșelele. Ia uitați-le. Aici avem niște cireșe galbene, cireșele cele mari, pe care le mâncam noi când veneam la țară prin mai-iunie. Anul acesta nu s-au făcut, dar s-au făcut aici la noi în curte. Am zis că astea sunt dintre cele galbene. Bravo, mami! Și abia așteptăm să se coacă. Merge, mami, merge. Aici am pus flori și au început să-mi iasă. O să trebuiască să scot bruienile astea, dar mai aștept să mai iasă puțin. Ia uitați-le cum ies ele. Cum le-am pus? Le-am pus așa la rotund, toate au început să iasă. Dar mai vreau să scot din buruiana asta încă, dar încă aș mai lăsa, pentru că nu știu unde sunt flori. Poate mai sunt ieșit și eu le tai. Uite, mami, te duci așa la rotund, da? Uite așa, perfect. Aici am pus de două feluri. Am pus aici și aici. Și dacă vedeți voi, și acestea au început să iasă. Mai micuțe. Nu are nimic, hai. Cam așa și aici. Aici mai lăsăm pornit, că vreau să-mi ude bine, bine. Mi-am prășit ceapa, mi-am prășit țelina. Aici am pus dovlecei și nu-mi dau seama care sunt dovlecei momentan, așa că mai las să mai iasă buruiana. Plus că mi-am pus mărar și dacă îl tai, l-am pus degeaba. Vă dați seama că am văzut că a început să iasă. Știți de când așteptam eu să fac vlogurile acestea și de când așteptam eu momentele acestea? Probabil că nu, pentru că mai mult ca sigur nu toți mă urmăriți de la început și nu toți mă știți, pentru că nu mă urmăriți în totalitate și nu mă cunoașteți în totalitate, dar eu am locuit la țară, m-am născut la țară, am locuit la țară și când eram copil nu-mi plăcea deloc să merg în grădină, parcă era o pedeapsă pentru mine când mama îmi spunea hai să mergem în grădină, la prășit cartofi, la prășit porumbul. Filip, te udă, mama! Dar am locuit 6 ani la bloc și nu e la fel, nu e la fel. Parcă e altfel când te trezești dimineața și poți să ieși la tine în curte, să-ți bei o cafea, să dai mâncare la un cățel sau la câteva găini, să te duci să-ți iei niște ceapă verde sau ce ai tu nevoie din grădină de la tine. Mi se pare că e altceva. Și cu siguranță nu toată lumea apreciază asta și nu are aceleași plăceri ca și mine, însă acestea sunt ale mele și cum nici eu nu judec plăcerile altora, aș dori ca nici eu la rândul meu să nu fiu criticat. Aici a început deja să iasă porumbul. Nu se vede pentru că a ieșit și foarte multă buriană, dar o să ierbicidăm. Acolo se aud văcuți, iar acolo pe câmp, sus, sunt văcuțele noastre. Da, mami! Stai, îți pun, da? Ce foame? Uite! Pune-mi pe tot! Hai, Ricky! Bună dimineața, începem o nouă zi și începem cu treabă. Rareș a dat aici cu motosapă ca să punem niște flori. Da, Luna!
Vino încoace, vino. Da, mami. Filip este acasă, mi-a făcut febră și nu l-am dat la grădiniță. Aici avem florile pe care le-am pus sămânță, trebuie să plivesc astăzi aici și poate reușim să îngrădim astăzi cu ceva aici. Mă, biscoatele mic! Filip, ce ai acolo? Piu, piu, piu! E ce frumos! Salut! Sunt aici la bucătărie, pregătesc ca să fac o ciorbiță de... Fac o... de resaldă, v-am mai zis eu. Pun la fiert, cartofi, ardei, exact cum fac ciorba, doar că pun un borcan de lapte prins și la final pun smântână, leuștean. Am fost acum la soacra mea și mi-a dat un braz de leuștean. O să-l spăl și o să-l tai și o să-l pun la uscat ca să am leuștean uscat la iarnă. Încep să-mi strâng pentru la iarnă. Iar acum fac ciorba și vreau să fac și o tocăniță de cartofi ca să am mâncare. Să am măcar o masă gătită pe zi, să avem așa pentru prânz, să o am în frigider. Nu mă simt foarte bine astăzi, mă simt așa de moleșită, așa de obosită. Nu m-am simțit zilele astea așa, dar astăzi nu știu de ce am așa o stare de oboseală foarte acută. Nu sunt nici foarte aranjată, dar astăzi așa o să mă vedeți că nici nu... Am foarte multă treabă și nu stau să mă mai aranjez, o să merg afară, o să-mi pun niște flori, o să trebuiască să scoatem ceapa aceea verde pe care o pus-o la Rareș, pentru că deja se usucă și face cepoi. Fac mâncare, mă duc să fac curățenie în garaj, am super, super multe de făcut astăzi, dar momentan, dacă tot sunt aici, am zis să vorbesc o secundă cu voi, am făcut 2 minute aproape de când vorbesc, să prind așa, am prins așa puțin timp liber și sunt și singură și am zis că e momentul să vorbesc cu voi. Deci fac mâncare și apoi vedem. Cred că trebuie să mă ocup și de leuștenul acesta, că altfel se ofilește și să nu-l pierd. Nu vreau, îmi place tare mult leuștenul, sunt super mare fană leuștean și vreau, după cum am spus, și anul acesta, fiind că sunt deja mutată la căsuța mea, vreau să am așa o cămară plină cu de toate. Și vreau să mă ocup să fac dulceață, siropuri, murături, tot ce pot eu să fac anul acesta o să fac, mie mi-este foarte drag, mă bucur tare mult că pot să le fac, așa că hai să trec la treabă, nu mai stau să mai vorbesc că și așa nu mai pot de somn. Ochiul boului. Aici, așa, la capăt, am să pun de regina nopții. Am venit aici să punem flori. Mi-a adus bunicul niște flori. Aici, semințe de flori și le-o strâns bunicul de la flori de anul trecut. Aici cavaleri, ochiul boului și văd că mai are aici ceva. Și acum am zis că pune aici pe capăt regina nopții. Rareș a făcut, a dat cu motosapa și acum acoperă, că eu eram la bucătărie, făceam mâncare și de asta au venit ei să pună. Ce rând lung de flori, dacă mi-ar ieși ce m-aș bucura. Bunicul pune mereu în grădină. Strânge sămânță de la un an la altul și apoi o replantează în primăvară. Și acum m-a zis că are să-mi dea și mie și mi-am pus aici un rând lung de flori. Și mai vrem să mai punem un rând, așa că mai face Rareș, ca să știu să ud, să știu unde să ud. Improvizăm și noi, că noi nu avem încă o curte cum mi-aș dori eu, dar o să fie ea la un moment dat. Tare frumos și cald azi afară, dar e cald rău, e... Deja s-a încălzit foarte, foarte tare.
terminat de făcut mâncare, am și mâncat și acum Rareș se duce să-l aducă pe Filip, că Filip îi evadat la Bica. Se duce să-l aducă să-l pun un pic să doarmă, că este amiază și trebuie să fac un pic din anii. Am început din nou să-l pun la somn acum de o perioadă, pentru că s-a încălzit, a venit vara, sau vine, dar e venită. Și nu mai pot să-l pun seara la 7 și ceva la 8 la culcare. Stăm până târziu pe afară și ca să poată și el să stea, trebuie să doarm la amiază, că altfel e foarte obosit și nu am cu cine să fac treaba, adică e sub orice critică. Cât timp doarme Filip, eu vreau să editez și să fac leușteanul acela să mă duc să-l spun la uscat. Am zis că nu mai lucrez cu mâinile în pământ fără să-mi pun mănuși, pentru că am fost la unghii zile trecute. Dar eram aici și nu aveam mănușile și am zis să mai smulg din buruiană. Neața, este duminică dimineața, iar eu acum am terminat de editat vlogul și aș vrea să-l postez astăzi, dar nu am încheiere pentru că nu am mai filmat pentru vlogul pe care voi îl vedeți acum. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Îl voi închide aici pe acesta și ne vedem în următorul. Vă doresc o duminică minunată, pentru că vlogul acesta va intra astăzi duminică. Vă doresc o duminică minunată și să fiți sănătoși, să aveți o zi superbă și să ne vedem cu bine în următorul vlog. Pa! Let's go.